Astăzi pornim nu într-o campanie electorală, ci într-o bătălie pentru apărarea lumii noastre, așa cum o știm. Este posibil ca pe 9 iunie să avem ultima ocazie de a alege cum vrem să trăim. Votul din 9 iunie ne poate schimba viața în mod radical. Cele mai teribile temeri vor deveni realitate sau, dimpotrivă, vor fi îndepărtate pentru vreme îndelungată. Războiul, sărăcia, sclavia, molimele de laborator, sălbăticirea omului, moartea ca scop al vieții, ne pot fi viitorul cu un singur vot. S-a mai întâmplat în istorie. Precum tot cu un vot ne putem schimba destinul în bine, asigura viața, pacea, demnitatea, prosperitatea, libertatea și suveranitatea. 9 iunie nu este așadar o dată oarecare. Nu este nici măcar un simplu exercițiu electoral. 9 iunie va fi începutul sfârșitului sau, din contra, începutul recuceririi normalității. Pentru Europa, pentru România, pentru București, pentru fiecare oraș și fiecare sat din comunitatea europeană. Iată la ce suntem chemați să decidem. 5 voturi pentru viitorul nostru. Nu este o banală alegere de primar sau de consiliu local, ci un vot pentru debaronizarea satelor și orașelor noastre, pentru ca mafiile locale să fie destructurate. Nu este un obișnuit scrutin pentru funcția de președinte de Consiliu Județean, ci un vot pentru tăierea unei importante surse de putere a găștilor de pradă care au capturat statul român. Nu este doar o alegere de deputați în Parlamentul European, ci un vot care să dea o șansă României în Uniunea Europeană și o șansă Europei să fie mai bună. Pentru că vrem o Uniune Europeană mai bună, pentru că astfel și România va fi mai bună. Vrem o Românie creștină, suverană, prosperă, în pace, care cultivă viața, într-o Uniune Europeană de națiuni suverane, care prețuiesc viața, respectă tradiția și urmăresc pacea prin bunăstare. Orice lege decisă la Bruxelles sau Strasburg produce efecte până la Bobâlna și mai departe. Ca închiderea minelor, lichidarea fermelor de animale, interzicerea încălzirii cu lemn, condiționarea călătoriilor de un pașaport al sănătății, ca odinioară în timpul COVID-ului, interdicția de a folosi mașina personală mai mult de un număr arbitrar de kilometri pe an, desființarea banilor lichizi, controlul asupra persoanei prin identitate digitală și așa mai departe. Orice baron rămas în funcție va ajuta mafia care ține captiv statul român să jefuiască țara și să închine intereselor străine. Puterea noastră a românilor la Bruxelles va fi cu atât mai mare cu cât vor fi mai mulți patrioți care vor conduce satele și orașele noastre și țara noastră. Cum de numărul patrioților trimiși pe 9 iunie la Bruxelles depinde victoria noastră în lupta pentru eliberarea statului român din ghearele mafiei. România și Uniunea Europeană este ce se întâmplă astăzi în România și în Uniunea Europeană, este extrem de grav și durează de prea mult timp. A interveni este o urgență extremă. Faptul că noi, AUR, vedem limpede realitatea și ne asumăm misiunea de a o schimba în bine, nu ne face extremiști, ci de extremă necesitate. Nu putem continua pe drumul sinucigaș pe care ne conduc Nicu și Marcel la București
și Ursula la Bruxelles. Este obligatorie schimbarea de curs și aceasta o vom face împreună pe 9 iunie. Dumnezeu să ne ajute! Mulțumim frumos! Astăzi, așa cum v-am spus, este Ziua Europei. Declarația rostită de